De câteva zile, protestele continuă și la Târgu Jiu. Fermierilor li s-au alăturat antreprenorii de construcții și oameni de rând, care vor prețuri mai mici la asigurări și combustibil. Ei susțin cu tărie, pentru că au toate motivele să facă așa ceva. Vom sta în stradă cât trebuie. Ce veți face dacă nimeni nu vă bagă seamă? Eu cred că până la urmă o să ne bage seama. Și în Pitești, oamenii au organizat proteste spontane în sprijinul fermierilor și transportatorilor. Protestatarii s-au retras spre case în jurul orelor 22.